seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova în acest platou. Aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. În septembrie 2013, vestea despre omorul unei tinere proaspăt căsătorită în satul Sagaidac a îngrozit oamenii. Pe Alena Stratan, de 23 de ani, au bătut-o crunt și au înjunghiat-o chiar în casa proaspătului ei soț. Sărașie, am un copil și soț. De nu mai este. Este. Acolo, mormânt. Mama tinerii, Ecaterina Stratan, povestește că fiica ei abia a scos vălul de mireasă. Nunta a avut loc cu 3 zile înainte de omor. Eu am făcut nuntă pe data de 1 septembrie. Mă întreb și cu Alena, e Marta. Soacra tinerei povestește că a înlemnit când a dat de cadavrul proaspetei sale nurori. Tânăra zăcea într-o baltă de sânge pe podeaua din dormitor. Corpul ei era plin de răni, iar părul îi era smuls. Când am trăit aici, de aici a trântit spânc cap, așa că sub dânsa. Aveș la mână tăituri și aveș la picior. Corp aveș, se vede că e inimă, de sa inimă, dacă el e omorât așa de repijor. Rănile de pe corpul Alenei arată că tânăra a avut o moarte chinuitoare. Experții au găsit sub unghiile ei urme de piele. Reieșind din leziuni corporale cu care am luat cunoștință, unele din ele pot fi atribuite la semnele de luptă și apărare. Îndată după crimă, polițiștii l-au bănuit de omor pe proaspătul soț al Alenei. Tocmai în acea noapte, el nu s-ar fi aflat acasă. De la început am simțit că parcă e o glumă, parcă nici nu am luat-o în serios. Mi s-a luat expertiza, mi s-a tăiat unghiile, adică nu a fost numai la Alena tăiat unghiile, dar a fost și la mine tăiat unghiile. Dezbrăcat am fost cu pielea goală să uit dacă n-am zgârieturi pe mine. Ulterior, în dosar, a apărut un alt învinuit. Nu vine a crede, rudele sunt așa... Sunt șocat, sunt foarte șocat. De la omorul cumplit al Alenei Stratan au trecut 8 ani. Acum, ambii bărbați care au fost învinuiți de crimă sunt plecați peste hotare, iar procurorii au luat apă în gură. Oficial, încă nu se știe cine a ucis-o pe Alena Stratan. Mori copchialul, nu așa să-l pedesească Dumnezeu. Cum s-ar fi întâmplat una dintre cele mai înfiorătoare crime din ultimii ani din Moldova? Ce povestesc apropiații despre relația mirilor? Ce lucruri strani ar fi văzut invitații în timpul nunții? Și ce își amintesc oamenii care ar fi văzut-o ultimii pe Alena înainte de moartea ei? De ce, după 8 ani, poliția nu a găsit criminalii? Și cum se face că cei doi învinuiți din dosar se află acum peste hotare? Încercăm să găsim răspuns astăzi, în emisiune. De 8 ani, familia Mirese așteaptă un răspuns. Cine și de ce a omorât-o pe Alena? Mama și sora tinerei ucise au venit astăzi în platoul nostru. Ele caută dreptate pentru moartea sălbatică pe care a îndurat-o Alena. Să le încurajăm. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mai întâi, povestiți-ne, vă rog, cum ați aflat ce s-a întâmplat cu Alena în acea noapte tragică. Eu m-am dus data de 4 septembrie la lucru dimineața. Când acolo nu m-am ajuns la lucru, mă pregăteam de lucru, vine soțul și îmi spune, a zis că a sunat de la Sagaidac, Alena noastră e pe patul de moarte, să nu duceți să o vedem. Și de acolo de la lucru a sunat la Cemeșlia și spus într-adevăr că da, e moarte. Și eu am chicat acolo și m-am dus la mea punct și ne-a pus o injecție și după aceea am luat și am venit la Cemeșlie. 4 septembrie. 4 septembrie. Exact la 3 zile după ce ați fost la nuntă, la Alena. Da. Ați văzut-o mireasă, frumoasă. Da. Doamna Ecaterina, dar eu știu că după această tragedie peste familia voastră s-a abătut o altă nenorocire. Ce s-a întâmplat? Da. Murit soțul. Ce s-a întâmplat cu el? Stat rău de atunci, între una, tot rău și rău. L-a afectat moartea fiicei. Da. Alexandra, tu ce-ți amintești despre ultima discuție cu el? Ultima oară am vorbit cu el, nu la nuntă, și atât. La nuntă? Da, după nuntă n-am vorbit cu el. Cum ți-o aduci aminte? Frumos de tot.
și veselă. Era veselă? Da. Timpul nunții cât am stat, nu era veselă și frumos. Dar înainte anunții, voi ați sosit chiar pe 1 septembrie? Da. Înainte anunții, a fost ceva, nu știu, un clopoțel care să... Așa, să vă dea de bănuit ceva, că nu e în regulă ceva între ei, poate. Tudor a fost când, cam prin ultimele oare, când a fost la noi, el era servit și dai că stăteau la mama și în altă cameră dormeau ei, apoi s-au depostit deasupra lui Aliona și a apucat-o de gât când am intrat noi pe cameră și la dânșă. Asta am văzut în ultima oară și nu veniteam prin ultim, când și-au luat pentru nut pregătirile și vse. Colegii mei au pregătit un subiect despre Aliona. Haideți să-l vedem împreună. Atenție! Aliona Stratan s-a născut în satul Nișcani, raionul Călăraș. Ea a crescut într-o familie cu 3 copii. Sora ei mai mică, Alexandra, povestește că Aliona era o fire timidă. Blândă de tot. Și-o gingă și... Cu mintea și la ei era. Pastaiana, jalnică, dar tăcută. Când pățea ceva, niciodată nu vrea să spună. După ce a absolvit gimnaziu din localitate, Aliona a apucat drumul străinătății. Ajutată de mătușa ei, Maria, tânăra, a plecat să-și facă un viitor în Franța. Și când s-a scăpat o leagă la Europa, altfel banul să face, avea grijă acasă. E câte ori vorbea cu mine, e gândesc și un apartament și o mașină. În Franța, Aliona a întâlnit marea ei dragoste. Tudor era un tânăr originar din satul Sagaidac, raionul Cimișlia. Că îi place de dâns, că o iubește. Alexandra spune că odată ce Aliona l-a cunoscut pe Tudor, familia rar o mai vedea pe acasă. Atunci când revenea, tânăra prefera să se oprească la viitorii ei socri. Stătea mai mult la Tudor, de atâta. Nu mai vine așa, mai răruz de tot. Alexandra își amintește că relația surorii ei cu Tudor nu era doar miere. Se mai întâmpla ca tinerii să aibă și neînțelegeri. Ce-i că-l servie? El se certa. Odată la mama încerca, au văzut că eram și eu când a încercat să o pălească și doar atât. E ultima ta declarație despre ceea ce ne-ai povestit mai devreme? Da. Ai zis că vroia să o sugrume? Da. Și să o lovească? Nu, numai cât am văzut deasupra ei s-o apucat-o de cât și noi revenim în cameră și am strigat la Tudor. Ai strigat tu? Eram și cu mama chiar. Asta se întâmpla în casa voastră? Da, în casa la Călăraș? Da. Dar când asta a fost? Cu cât timp înainte de nuntă? O lună. Până atunci am avut relații cu alții, cu alți băieți, bărbați? Pentru că, uitați-vă, din punct de vedere psihologic, dacă analizăm situația, de obicei se întâmplă chestii de genul ăsta atunci când se căsătorește fata, și anterior ea a avut o relație cu un alt băiat și el, aflând de faptul că ea s-a căsătorit, cumva vrea o revanșă sau vrea să, nu știu, să nu fie nici a lui și nici a altuia. Din studiile pe care eu le-am făcut, de obicei în așa situație, poate voi știți, a fost cu cineva într-o relație, s-a despărțit urât sau o iubea poate cineva din școală, din sat, o curta foarte mult, a vrut ca ea să fie cu el și uite, ea s-a căsătorit în roche albă, el a văzut lucrul ăsta și și-a pierdut mințile și a omorât-o. Eu s-a întâlnit înainte de s-a dus la Franța cu un băie de în Călăraș. S-au întâlnit și aveau relații din astea, nu știu, cu multă dragoste, da, cu pasiune, serioasă. Cu... Și el a lăsat pentru Tudor? Eu a plecat la Franța și prietenul celălalt s-a găsit pe alt fat. Eu un lucru nu pot să înțeleg și nu e primul caz, probabil. Momentul în care un bărbat îndrăznește să agreseze fizic o femeie, asta spune multe despre atitudinea lui față de ea, cât de orbit de dragoste ar fi. Iar în momentul în care îndrăznește să facă lucrul ăsta chiar la ea acasă, la casa părinților ei, asta spune și mai multe. Creează multe semne de întrebare, dar bănuiesc că ăsta ar fi și un clișeu care ar putea să ne ducă în eroare în momentul ăsta, pentru că e o situație atât de încurcată. Nu știu de ce de 8 ani se tergiversează acest dosar, probabil e o dovadă în plus, nu vreau să anticipez evenimentele, pentru că aș vrea să le înțelegem pe parcurs. Însă ceea ce s-a întâmplat e de-a dreptul, o minte sănătoasă n-ar putea să înțeleagă așa ceva.
În această seară discutăm despre moartea cumplită pe care a avut-o Alena Stratan, de 23 de ani. Tânăra și-a găsit sfârșitul în a treia zi după nunta ei în casa proaspătului soț, în satul Sagaidac, din raionul Cimișlia. Timp de 8 ani, rudele Miresei tot așteaptă să fie descoperit asasinul ei. Doar că oamenii legii tac. Asta chiar dacă doi bărbați au fost învinuiți de crima sălbatică. În scurt timp vom afla cine sunt ei și ce spun despre acuzațiile care li se aduc. În platoul nostru vom analiza raportul de expertiză medico-legală și vom afla prin ce a trecut Mireasa în ultimele minute din viața ei. Apropiații fetei spun că pe corpul ei au văzut semne înspăimântătoare. Cea care a luat-o de la morgă a fost mătușa ei, Maria. Haideți să o auzim. Maria, vă așteptăm! Doamna Maria, bună seara, bine ați venit la noi, vă rog să luați loc. Doamna Maria, eu știu că dumneavoastră v-ați ocupat în mod special de tot ce s-a întâmplat după această tragedie și anume dumneavoastră ați mers la morgă să o luați pe Alena. Foarte corect. Vă rog frumos să-mi povestiți, știu că ați insistat să o vedeți acolo. Ce ați văzut pe corp? Am insistat din prima zi, dar din păcate nu ni s-a permis. Că mergea ancheta. A câta zi v-au permis? A patra zi, joi, am luat-o de la morgă. Eu am sunat și am vorbit și joi m-am dus la morgă. Eu, când am ajuns la morgă, mi-aduc aminte momentul cum era. Cu o ciutură sub cap și goală. Și am întrebat medicii dacă i s-a făcut ceva profilactică și mi-au spus că nu, că n-au venit nimeni să achite. Eu atunci am întrebat cât mă costă și mi-a spus 500 de lei. Eu am fost de acord și am spus că bine. M-am dus cu cumnata Ecaterina și cu sora mai mare a lui Alena. Și medicul mi-a spus bine, atunci, dar achitați și facem profilactica. M-au dat afară și am văzut medicul. A luat o caldare cu ceva alb în mână. Și eu am ieșit afară și după o perioadă m-au chemat să o îmbrac. Eu am îmbrăcat-o. Doamna Maria, spuneți-mi, vă rog, ce ați observat pe corpul Alenei? Cum a fost el? Am observat foarte multe lucrări care la poliție nu s-au fost spuse. Că la poliție mi s-a spus că Alena a fost ucisă de un cuțit și are o singură tăietură. Dar corect, pe corpul lui Alena nu era numai o tăietură. Era tăieturi mai multe. Era tăietură pe aici, pe mână, băgat și șit partea asta. Era pe aici, băgat și șit pe spate. La picior era tăietă. Unghii la mâini erau tăiete și am întrebat medicul care era la morgă, de ce a tăiat unghiile. O spus că o tăiat unghiile să vadă, poate i-a rămas ceva piele sub unghii, părul smuls și așa că era vânăt. Unii cuțitul a fost înfipt, băcata s-a învinețit. Dacă... La cap. Și la cap, vânătă. Da, da, așa că... La sfii... cap ce avea? Era vânătă. Deci avea urme de lovituri. Cum a căzut, cum l-a căzut, da, așa că sfii bătut... Cel puțin nu ați observat, în schimb, nu. Foarte multe tăituri. Nu. Din păcate, când am întrebat medicul legist, dumnealui ne-a spus că el, tot perioada lucrărilor, că de când lucrează medic, el a mai văzut crime, dar cu așa cruzime de tăituri nu a văzut, mai ales în partea feminină. Domnule Cufșinov, dumneavoastră ați văzut raportul de expertiză medico-legală. Spuneți-ne, vă rog, care a fost cauza morții indicat în acest raport. Nemijlocit, cauza morții a fost cauzată indirect de o singură leziune corporală care a prezentat pericol la momentul producerii. Este vorba de o plagă tăiată înțepată în regiunea hemitoracelui stâng, care a afectat pulmonul, cordul și cămașa în care stă, pericardul, producând o hemoragie vastă. Ce ați spus, a fost o lovitură direct în inimă. Deci putem spune și așa. Dar, ca să înțelegem corect, cordul, inima, a fost afectată la sfârșitul traiectoriei de pătrundere a obiectului tăietor înțepător. Lovitura a fost din față sau din spate? Lovitura a fost din față. Din față? Din față, da, sigur. Expertiza medico-legală a mai descoperit că Alena a luptat înainte de moarte cu ucigașul ei. Atenție la ecran. Nu a fost o moarte în câteva secunde sau în câteva minute. Timpul a fost, la sigur, că a fost un pic mai mult. Este vorba de 10 de minute. Ea a trăit niște clipi, ultimele clipi de groază, pentru că a văzut moartea cu ochii ei și nu a putut să o evite, nu a putut să scape de ea.
Eu cred că aici se ascunde. Nouă ni s-a spus că nu s-a găsit nimic în afară decât urmele de sânge pe poartă și pe ușă, care a fost tăiată de poliție și mi-a spus că au dat la expertiză, dar așa expertiză nu se face la noi în Moldova, doar în România. Vouă vi s-a pus la dispoziție acest raport al expertizei medico-legale, nu, așa cum trebuia să se întâmple? Nu mi s-a pus nou nimic, nici până în ziua de azi. Dar trebuia, domnule Kuvshinov, vă rog să ne explicați. Deci cel care a reprezentat oficial, deci succesorul legal al părții pătimite, a fost în drept să ia cunoștință și nu că a fost în drept, dar... Cine a fost, pardon, cine a fost succesorul legal? Doamna Ecaterina, vi s-a pus la dispoziție raportul expertizei medico-legale? Nu. Dacă se judec după cum spun rudele, probabil că polițistul nu a făcut că nu știe. Sau nu vrea. Vă mai spun un lucru. Polițiștii au lucrat foarte, foarte rău. În grădină s-au găsit atunci dimineață după deces un document care polițistul l-a ridicat de jos și a spus că ea lui și l-a pus în buznar. Da. Ce document era? Nu, ceva, o piesă, sau un permis, sau dar un de buletin, unde ceva. Despre asta? Acolo au fost mai mulți polițiști când făceau percheziția în și grădină. Și un alt polițist, și un alt polițist, cineva merge din urmă și el s-a plecat și a ridicat de jos. Ce ai scăpat? Ce ai găsit de el? Și eu am scăpat legitimația. La 7 ani de la moartea Alionei, specialiștii au efectuat o expertiză medico-legală repetată. De această dată, ei au putut să stabilească detalii noi despre crimă. Care sunt ele și ce ar putea schimba în dosarul morții teribile a Miresei, vă spunem în scurt timp. Dar acum, doamna Maria, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Știu că v-ați interesat mult de dosarul morții nepoatei dumneavoastră. Atunci, în perioada exact următoare, după tragedie, ce vă spunea poliția? Ne chemau la cercetări și ne spune că se lucrează pe dosarul dat. Și încă nu au crimă. Nu au, încercați să le adresați niște întrebări la care ați primit răspunsuri? Eu sunt cât că încercau să ne ducă cu vorba că se treacă timp. Din câte știm noi, a fost reținut imediat chiar soțul Alionei. Atunci direct, când mergea ancheta cu poliția în casă, pe dânsul l-a încătușat și l-a dus. Așa. Voi, ce reacție ați avut? Drept vorbind, confirm că prima dată ne-am gândit că de obicei, când doi tineri se căsătoresc, mă rog, e luna de miere, se duc unul cu altul. Și ne-am pus noi toți în familie întrebarea de ce nu au luat-o cu dânsul. Că întotdeauna plecau unde noi, da, întotdeauna plecau împreună. Dar el a dispărut, din câte știu eu, în acea noapte din el casă. El nu a dispărut, el a plecat. El s-a dus la Cahul. Și nu acum, așa. Noaptea de s-a dus spre dimineață, tot la 4 și ceva. Exact la ora... Și el afirma, voi l-ați întrebat atunci, tu când ai plecat, ați reușit să vorbiți în general, da, cu el? Vorbit, înainte, da, de a fi încătușat și dus. Da. Da. Și el ce v-a povestit? El mi-a spus că Aliona a rămas acasă, că era obosită și nu a vrut să duc cu dânsul. Deci el vă confirma că Aliona era vie când el a, da, plecat. Da. El confirma că Aliona era vie când s-a dus. Este groaznic să trăiești când știi că ai pierdut copilul și nu îmi dau seama cum o mamă poate trăi cu ideea asta și cel care a făcut lucrul ăsta încă este în libertate. Și de fiecare dată când aud așa situația, am senzația că nu există dreptate, că te temi să mergi pe drum, că te temi să crești un copil, pentru că cel care a ucis-o pe fiica dumneavoastră îmblă acum pe străzi, undeva face el ceva. Și dacă omul a putut cu atâta cruzime să ia viața altui om, păi ce să facem noi ceilalți? Ce să facem? Cel puțin știind faptul că el nu este la, nu este pedepsit, nu este închis, nu suntem protejați de așa tip de oameni. Eu vă susțin și dumneavoastră sunteți foarte bravă când vă lăsați. Asta mă face să merg, să învin. Eu pur și simplu încerc să înțeleg un lucru până la capăt. Deci, anchetatorii vă chemau la Cimișlia. Da. Și vă spuneau că nu cercetăm? Păi, da. Puteau să vă spună lucrul ăsta, da, și la Chișinău, sau vă puneau și alte întrebări, poate. Poate aveți statut de suspect, poate că ați cunoaște ceva. Ne puneau întrebări, dacă știu cum să-i împăca Aliona cu Tudor, de când se cunosc. Și ce ați spus, doamna Maria, la asta? Le-am spus așa cum este. Aliona, când a venit în Franța, m-a dus-o eu, am așteptat să fac fata majoratul și mi-a dus fiica cea mai mare, prin procură. Perioada trecută era greu cu venirea. Pe urmă, am făcut cunoștință cu Tudor, ea trăia la mine. Cu ea n-ați căsătorit cu Tudor, eu trăiat la mine cu fetele mele, într-o cameră. Era foarte... o ființă foarte veselă, foarte...
fetele mele foarte bine se împacua cu dânsa, parcă erau de o seamă. Toate că sunt mai micuți cu mult. După ce eu fost un concert și Aliona a venit într-o saracașnă, o scățacă, a făcut cunoștință cu un băiet. Și a început să vorbească, la un concert s-a cunoscut. A început să vorbească, să comunice și a trecut o perioadă și o scățacă, uite, eu vreau să fac un pas, vreau să mă mut cu dânsul la chirie. Și i-am zis, Aliona, dacă s-o cuți că îi străiești și îți place și îl iubești, asta e alegerea ta, e viața ta personală. Covorul din coridor, boțit așa, trasă înapoi. Șuviț așa de păr prin casă. Mă duc acolo, e pe jos, strâng. Aliona, Aliona. Umorul a fost făcut în ora care eu am ieșit din casă. Dar cum chiar așa nu s-a auzit nică, dacă la nevoastră nu e distanță mare de la casă și până la cuvnice. Mi s-au găsit haine de sânge. Le-a spus colegilor mei că au dispărut banii de la nuntă. 4.800 de euro și 2.000 și ceva de dolari, care borcanul cu euro și cu dolari au fost dispărut. Oare dacă el a omorât un om pentru bani, lasă a doua bancă cu lei, eu le luam pe amândouă. E scenariul unei crime pusă la punct perfect. În septembrie 2013, vestea despre omorul unei tinere proaspăt căsătorit în satul Sagaidac a îngrozit oamenii. Pe Aliona Stratan, de 23 de ani, au bătut-o crunt și au înjunghiat-o chiar în casa proaspătului ei soț. Vine soțul și îmi spune, zis că a sunat de la Sagaidac, Aliona noastră e pe patul de moarte, sunt de fiță vedea. Și eu am chicat acolo și m-am dus la mea punct și ne-a pus o injecție și după aceea am luat și am venit la ce miștie. Peste familia voastră s-a bătut o altă nemurăcire. Ce s-a întâmplat? A murit soțul. L-a afectat moartea fiicei? Da. Ecaterina Stratan povestește că fiica ei abia a scos vălul de mireasă. Nunta a avut loc cu 3 zile înainte de omor. Tudor a fost când, cam prin ultimele oare, când a fost la noi, el era servit și dai că stăteau la mama și în alt cameră dormeau ei, păi s-a depostit deasupra lui Aliona și a apucat-o de gât. Și noi revenim în cameră și am strigat la Tudor. Rănile de pe corpul Alionei arată că tânăra a avut o moarte chinuitoare. Experții au găsit sub unghiile ei urme de piele. Era tăituri mai multe. Era tăituri pe aici pe mână băgat și șit partea asta. Era pe aici băgat și șit pe spate. La picior era tăietă. Unghii la mâini erau tăiete și eu am întrebat medicul care era la morgă de ce a tăiat unghiile. O spus că o tăiat unghiile să vadă, poate i-a rămas ceva piele sub unghii, părul smuls și așa că era vânăt. Unii cuțitul a fost înfipt, băcata s-a învinețit. Dacă... Și la cap. Când am întrebat medicul legist, dumnealui ne-a spus că el, tot perioada lucrărilor, că de când lucrează medic, el a mai văzut crime, dar cu așa cruzime de tăituri nu a văzut, mai ales în partea feminină. Vouă vi s-a pus la dispoziție acest raport al expertizei medico-legale, nu, așa cum trebuia să se întâmple? Nu mi s-a pus nou nimic, nici până în ziua de azi. Polițiștii au lucrat foarte, foarte rău. În grădină s-au găsit atunci dimineață după deces un document care polițistul l-a ridicat de jos și a pus cheia lui și l-a pus în buzunar. Îndată după crimă, polițiștii l-au bănuit de omor pe proaspătul soț al Alionei. Tocmai în acea noapte, el nu s-ar fi aflat acasă. Atunci direct, când mergea ancheta cu poliția în casă, pe dânsul l-a încătușat și l-a dus. Prima dată ne-am gândit că de obicei, când doi tineri se căsătoresc, mă rog, e luna de miere, se duc unul cu altul. Și ne-am pus noi toți în familie întrebare de ce nu au luat-o cu dânsul. Că întotdeauna plecau unul din noi, întotdeauna plecau împreună. Cum s-ar fi întâmplat una dintre cele mai înfiorătoare crime din ultimii ani din Moldova? Ce lucruri stranii ar fi văzut invitații în timpul nunții? De ce, după 8 ani, poliția nu a găsit criminalii? Și cum se face că cei doi învinuiți din dosar se află acum peste hotare? Încercăm să găsim răspuns astăzi, în emisiune. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Aliona Stratan, de 23 de ani. Acum 8 ani, tânăra a fost ucisă într-un mod sălbatic, la doar 3 zile după nunta ei la Sagaidac, raionul Cimșlie. Ulterior, expertiza a stabilit că fata a luptat până în ultimul moment pentru viața ei. Sub unghiile victimei au fost găsite urme de piele a ucigașului. Primul care a trezit suspiciunile poliției a fost chiar Mirele,
În scurt timp vom auzi ce povestește el despre noaptea în care proaspătă lui soție a fost ucisă cu bestialitate. Dar mai întâi, în platoul nostru va intra mama bărbatului, în casa căreia s-a și întâmplat crima. S-o întâmpinăm. Comisar. Vă mulțumesc că ați venit astăzi la noi în platou. Vă rog să luați loc acolo pe canapea. Doamna Ana, Aluna a fost ucisă în locuința voastră. Da. Dumneavoastră erați acasă? Da, acasă eram. Mai era cineva în casă cu dumneavoastră? Eram cu două nepoțele și cu soțul. Și dar cu soțul? Nu în casă, noi avem două căsă în ograde. Așa? Și stau în casă și mai mari, dar noi în casă. Deci sunt două căs, construcții, da, diferite. Se află la distanță mare, una de cealaltă? Este, Iuliac, și până acolo a fost 5 uși. Eu știu că fiul dumneavoastră a ieșit așa că în noaptea aceea el nu a fost acasă. A plecat fără 25, uiște. Unde a plecat el, la doamna? La calculul s-a dus să facă documentele pentru... Dumneavoastră știați că el trebuie să plece? Da. Sau el a plecat pe neprins de veste? Știe. De când știați? De cu seară. De cu seară el a spus că pleacă? Da. Da? Știați și la ce oră o să plece? Eu știu că polițiștii l-au reținut imediat, în aceeași zi în care s-a întâmplat crima. Da, noi singurul l-a sunat. Soțul meu l-a sunat. Deci bănuiala a căzut în primul rând pe el, pe fiul dumneavoastră, pe Tudor, soțul, proaspătul soț al Alionei. După care, timp de 2 ani, el chiar a avut statut de învinuit. Vreau să știu, ce vi s-a explicat despre asta atunci? Iată, dumneavoastră o găsiți pe Nora ucis în casă, după care vine poliția și îl ia pe feciorul dumneavoastră și îl încătușează. Și îl duce. Nu știm, nu mai știem nică. Să duce soțul, îi duce mâncare acolo, îi duce hăinuță, îi duce și trebuie. Dar dumneavoastră vă puneați întrebări? De ce anume pe el l-au încătușat și l-au închis? Ne sunat odată de la, că e găsit hăinuțe murdare, că e de sânge, nu știe. Dar asta eu, nu știu, fiica meu insistat să vadă și haine ridicat poliția. El a spus, da, duci, luați așa măicuță, așa pantaloni și am fost eu îmbrăcat. Așa? Și când odată fata să intre, fiica de-a mâi și nănașelor, am intrat acolo și poliția a spus că și tu cauți aici. Dar e, tu n-ai treabă, ieși afară. Fata a insistat, dă să vezi haine ați ridicat. Dar el îi scălește și așa, fata nu a vrut să îi scălească, pentru că nu a arătat ce haine au ridicat din casă. Ei au scotocit prin casă și au luat niște haine. Da, au luat haine, cu băietul i-a spus. Unii sunt banii, eu nu arat banii, au spus unii sunt banii, este un caietel și au scris tot banii ei. Ei au pus în două băcunți banii. Într-o parte au pus lei și într-o parte dolari și... Așa, și câți bani au dispărut? O băncuță a dispărut, dar una au rămas. Câți bani au dispărut? Câți bani erau? Eu nu pot să Dumnezeu, zic, nu știu. Eu știu câți bani au dispărut, da, vă rog, deoarece doamna la Cimișlie mi s-a dat foaia cu banii rămași, porcanul cu lei, cu 88.000 de lei, dintre care domnul Valerie mi-a spus așa, cereți bani pentru mormântare, că le-a rămas un porcan cu lei. Mi-a scos lista cu câți lei de 10, câți de 100, tot. Și au luat bani în jur de 4.800 de euro, și 2000 și ceva de dolari, care borcanul cu euro și cu dolari au fost dispărut. Nunta Alionei și a lui Tudor a avut loc pe 1 septembrie 2013. Tinerii au ales pentru eveniment Căminul Cultural din Săgăidac. Sora și cumnatul Mirelui au fost nași de cununie. Să vedem ce ne-a povestit soacra mare despre sărbătoare. Atenție la ecran. A simțit-o ca fiică bună, eu tare m-a lechit de dânsa și e de mine s-o atașat tare gine. Eu rămas în Franța, el s-a dus la Moscova și pe urmă eu a venit la noi și apă a făcut nunta. O strâns am doi capiși că la noi nu mai poți să dai posibilitate să strângi. Eu a venit fără dânsul, el a rămas la Franța și eu a venit singur la noi odată. Da, și pe urmă de-am spus chiar că eu m-am să mă căsătoresc. Rochii, toți s-au cumpărat, s-au dus la cus, credeam cu ginerii și nănașul lor. S-au dus, au dat simie niște păsări, au dat o bucată de carne de porc. Făcut tot cu înțelegere și tot cu bine a fost. Nică n-am suspectat. Nuntă bună, frumoasă. Dar eu m-am dus și au venit mulți la mine la nuntă. Au venit oamenii cu cadou, ne-am întâlnit cu toții. Au pus care și cum, au pus într-o băncuță. O pus lei și într-o băncuță o pus euro și
știi, dolari avea, că partea nașului a pus acolo dolari, i-a pus mitei aparte, vă doi dolari, vă doi euro și o parte a pus lei. Un băncuț, mă rog, asta tot de acasă și eu pus acolo să păstrez. Mama ne zice, foarte îmi pare rău de dânsa, era un copil extraordinar de cuminte și bun. Faptul că a dispărut borcanul ăsta, banca asta cu dolari și euro. Uh-huh. Aliona a rămas singură, ați găsit-o cum ați găsit-o, totul era dus la cahul și nu a pus mâna pe banca aceea. Și domnul Coval, mă scuzați, pe mine mă interesează o întrebare și de-am stau și mă chinui. Băncile este. Erau alături sau una era ascunsă și pe cealaltă o găsit? Alături erau ascunsă. Păi nu este logic atunci. Chiar pentru că dacă ne-ați spuneți că poliția v-a dat raport că atâta de 10, atâta de 20, atâta de 100 erau, dar banca misterioasă cu euro și dolari nu era. Asta cel care a omorât fata, oare dacă el a omorât un om pentru bani, lasă a doua bancă cu lei, eu le luam pe amândouă. Versiunea poliției a fost că n-o dovedit. Da. Versiunea poliției a fost că n-au dovedit, s-a speriat de ceva, au auzit ceva zgomot și n-a dovedit. Da, vă puneți așa o întrebare, uitați, dumneavoastră ați spus că erau 5 uși. Eu mi-am pus așa întrebare, știți ce întrebare mi-am pus, de ce a lăsat-o, să o mormântăm? Lei ne-a lăsat. Exact asta întrebare mi-am pus și eu. Nu cred că era atât de om, atât de... Eu nu cred că există hoț cu bun simț până la urmă. Asta am avut și o vedere și mă gândeam că erau băiecile în diferite locuri. Pe una au găsit-o, pe cealaltă nu. În scurt timp vom afla cine este principalul martor din dosarul Miresei ucise, dar și ce povestește acesta despre noaptea crimei. Iar acum să vedem ce s-a întâmplat în acele 3 zile de după nuntă. Atenție la ecran. Taienză așa măhnită, ca că ne spune inima ornușii. Și spălam acolo afară, dar e Aliona. Aliona, ce ești? Așa e mamă, s-o obosită. E așa, ea zice, ești. Crezi că presimțit? Presimțire. Tătă ziua am făcut, spun că și încă nora aia, am trat aici atât la bucătărie și eu, ei se uitau la cadouri cu Tudor și eu punem și o rămas restul, așa mai punem pe frigider. Uh-huh. De-am venit nănașul și o înșindem, eu am venit aici și temtă să amas, ca după companie. Copiii se jucau pe un grad, nepoții de-am și alugirile și nepoțări și ele am ele. Știm la masă, dar e... Nu a vrut să servească nicăi, nici Tudor, nicăi nu a vrut să servească. Eu zic că m-am dat, nu vreau nicăi, nici bere, nici niculiță nu a vrut să servească. I-am dus la... i-am s-au dus rudele acasă și noi am intrat la casă cu nepoatele și când colo pește noapte, poftim. Dar cum chiar așa nu s-au auzit nică, dacă la nevas nu e distanță mare de la casă și până la cuvnice? Eu vă zic, dar eu dacă auzeam... Cinci uși, să... câte uși așa, că eu le cățăcă de sparte de la cuvnice, ușa care... La casă sunt patru uși, trei. Trei și apă acolo două. Da. Și nu e așa mare distanță. Și nu știu, cum chiar nu s-au auzit, Doamne ferește, că... Doamne, au fost la poliție, au fost doi polițiști, unul stă în cască cu soțul, unul își dăm în casă la celălalt soț și strigau cât și puteau. Și nu s-a auzit. Și nu s-a auzit nică. Deci strigau, a făcut poliția un experiment, da? A fost experiment, a strigat, a recunit așa de tare, că ți-o auzului poliția și nu s-a auzit. Eu poarta când s-a auzit trosnind poarta, eu am auzit când a ieșit, știi... Și a fost, Dumnezeu știe. O trosnit partea așa de tare, că m-am trezit și am ieșit brusc afară, am ieșit... Dar asta a fost când a ieșit Tudor la cahul sau mai a fost o trăsneală? Asta nu când a ieșit. Tudor când s-a dus, el a început să brieză. Și el a intrat în mașină, a luat umbriela și a zis că să nu ne deranjează, a închis înșeșor ușa la mașină, a ieșit și a închis partea înșeșor. Și piște în timp oarecare, s-a auzit la 5 minute. S-a auzit foarte trăsnind tare, o trăsnit-o. A venit momentul să aflăm ce povestește Tudor despre ultimele clipe pe care le-a trăit alături de proaspăta lui soție. Tudor, bună seara! Mă auzi? Bună seara! Tudor, spune-ne, te rog, unde ai fost în clipele în care Aliona a fost ucisă? Am fost plecat, spre cahul. Te rog să ne povestești, când ai decis să pleci și... întrebarea este, de ce anume atunci, noaptea? Eu trebuie să merg înspre cahulă pentru că îmi face documentele.
da, știți cum e situația, de foarte departe, de acolo, de la noi, și când am aflat că Sergiu Zlotet a fost la Cahul, i-am zis, de ce nu mi-a spus și mie? El mi-a spus că eu mâine tot plec spre Cahul. Ți-a spus de cu seară? Sau când? Da. Eu când am vorbit cu dânsul, era ziua, el mi-a spus că când ajunge acasă, dacă rezolvă să găsească transportul, îmi spune și să rezolvă întrebarea. Mai târziu noi îl vom auzi și pe acest vecin despre care ne spui, dar mai întâi, te rog să ne povestești, dacă ți-amintești, la ce oră ai ieșit din casă atunci noaptea? La 4:20 la mine era pus ceasul la telefon mobil să mă suni, la 4:20 m-am spălat, era gătit totul de cusară, adică documentele, îmbrăcămintele, m-am îmbrăcat, ne-am luat documentele și am ieșit și am plecat. Cred că asta a ieșit la 4:35. Așa, foarte repede. Dar când ai plecat, Aliona ce făcea? S-a trezit, mi-a spus Dumnezeu să ieși la drum și la documente. Și am sărutat și am plecat, am ieșit din casă. Tudor, te rog să ne spui, tu când ai aflat despre moartea Alionei? Ora precisă nu pot să vă zic, eram, deja eram în Comrat. Da, am intrat în Comrat, eram aproape de centru Comratului, dar ora precisă nu pot să vă zic. Cam peste cât timp după ce ai plecat de acasă ai fost anunțat? Pe la 5, undeva așa, am ieșit din sat, undeva la aproape de 7 am fost anunțat. Cine te-a anunțat? Bănuiesc că te-a sunat cineva, da? Da, tata mi-a sunat și mi-a zis să mă întorc înapoi acasă. Ți-a spus de ce? Da, mi-a spus că Aliona este moartă. Și ce ai simțit, ce ai crezut în acel moment? Sincer vă zic, mi s-a părut o glumă. Deci nu știu cum să vă zic, că n-am reacționat, că am sunat înapoi, că cum e moartă dacă eu era vii când am plecat de acasă, am vorbit, am sărutat-o, tata mi-a spus, da, ea este moartă, întoarce înapoi acasă. Când ai revenit, ce s-a întâmplat? Când am revenit, era nănașa, mama acolo. Pe Aliona ai văzut-o sau deja era dusă? Nu mi s-a dat voie să intre în casă, nici poliția nu era venită. După aia a venit poliția, am intrat cu dumneavoastră lor în casă. Asta a fost repede, că ne-a arătat-o și a fost înapoi. Mai departe, ce întrebări ți-au pus sau ce ți-a spus poliția? Mai departe am fost cercetat, am fost dezbrăcat cu pielea goală. Chiar acolo în casă sau deja ai fost dus la poliție? Da, eram dus fost la părinți în casă de la Oale, așa spunem noi. Și acolo am fost dezbrăcat cu pielea goală, acolo mi-a spus stau, adică am stat înăuntru, poliția a lucrat, nu știu ce am mai făcut și după aia am fost luat la Cimișlie. Când ai aflat că ești bănuit de omorul soției tale? Am înțeles după aceea că după asta că veneau polițiștii 2-3 ori pe zi, eram cercetat, câte 3-4 polițiști veneau și mă cercetau. Mi s-au luat și amprente și unghiile mi s-au fost tăiate de carne. Și după primul sud care, așa să spunem, că a fost, după cum mă înjosau pe mine acolo, am înțeles că totul vor să margă asupra mea. Dar acum vreau să o întreb pe mama ta, doamna Ana. Din câte știm noi, anume dumneavoastră ați descoperit-o pe Aliona. Da. Vă rog frumos să ne povestiți în detalii cum s-a întâmplat, ce ați văzut, la ce oră a fost și ce ați făcut mai departe. Mai scurt, soțul meu s-a dus Tudorul meu de cusară și a spus că tată, eu mă duc la Cahul, dar matale, du-te, nu a intrat în casă, dar o stricat de la ușă, de afară. Tot în locul meu, la Coroș, să ieși. El s-a sculat, a ieșit afară
Și avem așa o vremeancă. S-a dus ei o scurtă de acolo și el a intrat în casă și a zis, dar eu nu găsesc scurtă și ea. Du-te, rog, și nioadă de unii. Și eu m-am dus repede în casă, în cămaș, cum eram. Mă duc în casă și iei o scurtă într-o cladovcă avem acolo. La ce oră era doamna Ana? La 6. Când mă apropii de ușă, zic că n-am înțeles așa și copiii și-a pățujicată acolo ceva, o aruncat pe ușă, a pus o mână așa pe ușă, pe... N-am mai înțeles deodată că-i mână. Era o urmă de mână? Da. Scot scurtă și eu dau și el spornește. Dar eu nu fac socoteală, mai nu-mi place nici. Când am intrat eu odată, am văzut covorul din coridor boțit așa, tras înapoi. Mă întorc, ușile deschise toate, șuviță așa de păr prin casă. Zic, n-am înțeles. Mă duc acolo, e pe jur, strâng. Leona, Leona. Mi-am dat seama că e moartă. Am să vă rog să vă opriți, doamna Ana, în acest moment, pentru că v-au întrebat colegii mei și le-ați povestit mai devreme despre asta. Nu vreau să ne mai povestiți încă o dată. O să vă auzim acum. Haideți să vedem înregistrarea. Când mi-aduc aminte locul ăsta, nici nu știu cum am mai bătiesc. Dacă chiar aici, dacă aici. Cum ești? Dacă așa era, capul și cu mânuța așa ia și... Doamne, ferești, ca când tai un... Doamne, Dumnezeu, leu, și inima a avut el ca când un porc o tăiet. Aici la sobă era tapetă era aici. Așa. Și era găuri făcute așa, 3-4 găuri era cu... Numai nu era cuțit, cuțitoare, a scuțit vârful și el nu poate așa ca să răzbat prin tot, pe tot locul. Și un sfietilnic o găsit, cum era sfietilnic acolo la căpșorul, la pișoare, nu știu cum era. Și eu aruncat sfietilnic și ala și era tot pe jos sfietilnic și ala. Săracă, vai de capul ei. În câteva clipe vom afla ce au constatat experții despre ora la care a decedat tânăra și vom afla de ce anume acest detaliu ar putea răsturna dosarul. Dar acum, Tudor, revin la tine. Timp de 2 ani, da, din câte știu eu, din 2013 până în 2015, tu ai fost cercetat în libertate. Și în tot acest timp ai avut chiar statut de învinuit. Deci nu de bănuit, dar deja de învinuit. Tu știai ce dovezi au împotriva ta? Se caracteriza din punct de vedere că ora la care a fost comis omorul, adică a fost ora care eu am ieșit din casă. Și al doilea, mi s-a spus că mi s-au găsit haine de sânge, dar în instanța când a fost judecată, aceste haine nu s-au fost arătate. Adică merge toate bănuieli spre mergeau aceste că ora era, adică omorul a fost făcut în ora care eu am ieșit din casă. Astăzi tu nu ai niciun statut și în 2015, din câte am înțeles eu, tu ai fost scos de sub urmărire penală. Așa este? Da. Astăzi tu nu mai figurezi nici ca bănuit, nici ca învinuit și nici într-un alt mod în acest dosar. Figurez ca statut de pătimaș, cum se spune. Așa, am înțeles. Mi este straniu că timp de o oră până dumneavoastră ați intrat în casă și după ce a plecat Tudor din casă, de lângă soția sa, anume într-o perioadă foarte scurtă de timp, a intrat cineva și a săvârșit crima asta oribilă. Vreau să întreb, cine mai știa? Tu ai mai spus cuiva sau prietenul tău cu care te duceai să faci actele, a mai spus cuiva că urmează tu să pleci de acasă împreună cu el, tu singur ai încercat să cercetezi, să vezi cine a știut că ea ca de la ora X până la ora Y se poate de intrat în casă și de săvârșit acțiunea în sine. Și presupun că, uite, mama ta ne-a povestit că aveți două case. Înseamnă că această persoană și știa că voi doi trăiți în casa în care nu doarme mama cu tata și cu nepoții. La noi în ogradă, unde, la noi în ogradă, acolo la țară, să vorbești la telefon nu poți, adică nu prinde bine telefonul. Eu când am vorbit cu Sergiu, eu m-am dus în grădină și am vorbit. Nu știu, poate m-a auzit ucigașul. Evident că era, după concluzia logică, era cineva care știa că de lângă Aliona tu o să te trezești și o să pleci, respectiv Aliona o să rămână singură în casa în care nu este mama și tata, pentru că voi doi trăiți singuri în casa respectivă.
cumva e logic să ne dăm seama că omul ăsta știa exact. E scenariul unei crime pusă la punct perfect, pentru că se știa când pleacă Tudor, se știa când vine, unde să meargă și cum să plece. De asta și apare aceste întrebări. E o versiune. E o versiune, sigur. Dar dacă el știa că este și Tudor și Aliona și scopul era să iei banii, el și lui Tudor îi făcea și i-a făcut la Aliona și lui Aliona. Așa și-a spus poliția că a avut o mare noroc, a plecat de acasă și atunci dimineață când Tudor a plecat din o gradă, Tudor uite să spui că l-a văzut la fântână cineva care fuma, s-a văzut aprinsături de țigară și poliția a găsit 8 băcăți chiștoașe și au dispărut iară la o perioadă când le-am văzut eu cu soțul, le-am văzut, ni s-au arătat laptopurile, telefoanele, tot ce s-a ridicat atunci. Și de la fântână, vă spun, așa, l-aș certificat care l-au găsit în grădină. Și la o perioadă, ele tăti au dispărut. Tăti au dispărut și pistoajele tăti. Da, da, eu atunci seara am auzit o tusă la fântână. Seara sau dimineața? Dar... N-am înțeles, Tudor. Seara la 12 și un pic. Deodată mi s-a părut straniu, cum la ora asta, la fântână nu se aude nici scos apă, nici nimic. Și am intrat înapoi în casă. Și am început să dau de pomană. Și eu zic că da, nu mai plânge, că e neam de-a tău. Nu m-am intrat în o gradă, în casă era potopul. Zbăteu ceva strașnic. Ceartă dintre cine? Între Mire și Mireasa. A fost că a jucat la cărți și a pierdut bani. Ujă și ala în casă, l-am auzit care trigă nevasta să izghesc iasă înspre ușă.